Polițiști din Târgu Jiu ar putea ajunge în închisoare după ce a reușit să distrugă 4 mașini în trafic. Omul era în concediu și s-a cinstit cu câteva pahare, apoi s-a urcat la volan. Dezastrul a fost provocat de un singur om, un polițist. Pe o stradă foarte circulată din Târgu Jiu nu a mai putut controla mașina. A intrat pe contrasens și a lovit o dubă. Înainte de asta a făcuse zob și două taximetre de pe marginea drumului. Stăteam în mașină, mergeam pe partea asta și a dat în lui. Da, a venit pe contrasens sau pe unde? Nu, mergea pe partea dreaptă. A ricoșat din niște mașini de acolo și a dat în lui. E băut, a fost băut și a dormit la volan. La fața locului a fost găsit al locului un marcat, da, Octavia cu număr de București, care era poziționat pe contrasens. Asta au descoperit colegii polițistului când au ajuns acolo, iar martorii le-au povestit ce văzuseră. Păi s-a de venit cu mașina. A trecut în partea asta, în coace, și a pus frâna și a dat în restul ăla. Și nu-i pune nimic fiola, nu ia săgea analize, nu nimic, că e polițai. Ați frânat brusc? Ce s-a întâmplat? Oamenii vă acuză că ați consumat băuturi alcoolice, e adevărat? Polițistul nu răspunde, etilotestul însă, da. Vreau să suflați constant până se va întrerupe semnalul acustic. Acum. Gândește 080. 080. De ce v-ați urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice? Un polițist se urce bea la volan? Nu e normal să urce nimeni dacă e polițist. Întotdeauna cei care au regulamentul în mână nu și-l respectă. Ofițerul de la investigarea fraudelor din Inspectoratul Județean Gorj a rămas fără permis și s-a ales cu un dosar penal pentru că a condus băut. Ar putea sta după gratii de la 1 la 5 ani.